Administrația publică locală continuă pregătirile pentru redeschiderea ștrandului municipal pentru acest sezon de vară. Noutatea pentru anul în curs constă în faptul că au fost achiziționate deja mai multe șezlonguri, dublu ca număr față de 2015, inclusiv mai multe umbrele, astfel încât tariful de intrare va fi unul unic. Anul trecut prețul era diferențiat funcție de cerința de a avea un șezlong sau nu, dar sistemul nu a funcționat tocmai optim. La complexul Moldova s-a finalizat plaja, extinderea plajei, deci terminat, terenul de volei, mai trebuie nisipul adus și gata, toate amenajările, țevile pentru file, bordurarea, tot e terminat. Suportul pentru umbreluțele care vin noi, deja sunt terminate, sunt confecționate, le-am făcut noi cu forțe proprii, umbreluțele noi deja sunt venite, șezlongurile noi vin în 2 săptămâni, se lucrează la curățenie, se lucrează la amenajare în zona de picnic, s-a dat drumul, vreau să vă spun că deja în weekend a fost plin acolo, oamenii au început să iese, simt mirosul de primăvară, le urez o primăvară frumoasă și să se simtă cât mai bine în spațiile frumoase pe care le-am amenajat, cu rugămintea de a fi și păstrate în același timp. Anul acesta se va finaliza inclusiv întreaga suprafață de picnic inaugurat anul trecut și funcțională, dar doar parțial. În ștrand s-a amenajat acum și un teren de volei. În acest an, cei care vor merge în complexul Moldova vor beneficia, pe lângă zona de plajă și cea de foișoare, de pista pentru role și bicicliști și de un amfiteatru în aer liber.